Zisa Domnul către ucenicii săi să luați aminte la cele ce auziți, cu ce măsură măsurați, vi se va măsura, iar vouă celor ce ascultați, vi se va da cu adaos, căci celui care are, îi se va da, iar celui care n-are, îi se va lua și ce are. După aceea a zis, așa este cu împărăția lui Dumnezeu, cum este cu omul care aruncă sămânța în pământ, apoi fie că el doarme, fie că se scoală noaptea și ziua, sămânța răsare și crește, dar el nu știe cum, căci pământul de la sine rodește, întâi paiul verde, apoi spicul, după aceea grâul de plin în spic. Iar când se coace rodul, atunci trimite secera, căci a sosit secerișul. Le-a zis iarăși, cui vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau cu ce pildă o vom potrivi? Asemenea este grăuntelui de muștar, care când se seamănă în pământ este mai mic decât toate semințele de pe pământ. Iar după ce se seamănă, crește și se face mai mare decât toate legumele și face ramuri mari cât sub umbra lui pot să locuiască păsările cerului. Și cu multe pilde ca acestea le grea cuvântul, pe cât puteau ei să înțeleagă, fără pilde nu le grea nimic, însă ucenicilor săi aparte le lămurea toate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Împăratul Cerului și al Pământului, trimite în lume pe Fiul Său, Împărat și El și Domnul de aceeași cinste, slavă, putere cu Tatăl și cu Duhul. Trimite pe Duhul Său și pe Fiul Său în lume ca să cuvânteze poporului, să cuvânteze omul. Dar omul nu poate să primească cuvântul în aceeași măsură. De aceea Domnul a spus pilda semănătorului. Pentru că ieșise semănătorul să semene sămânța sa, adică ieșise Fiul și cuvântul Dumnezeu să predice Evanghelia sa, dar cuvântul său, vestea cea bună, a căzut în pământ diferit, în pace, împărțit, pentru că, fiți credincioși, sămânța era bună, semănătorul era desăvârșit, dar pământul sau inima omului era diferit, pentru că era un pământ înțelenit, un pământ împătimit, un pământ care era stăpânit de cel viclean și bătătorit, doar o parte era un pământ bun. În funcție de inima omului, Domnul grăiește și grăiește în pilde poporului. Grăiește în pilde pentru că fiecare va înțelege pilda după inima lui. Dar ucenicilor le tâlcuiește pe față fiecare pildă, ca ei să înțeleagă toate sensurile și tainele ascunse ale lui. Vedeți, iubiți credincioși, Dumnezeu este iubire. Dar în această iubire fiecare își păstrează libertatea și unicitatea. Tatăl rămâne liber și Tată, Fiul rămâne liber și Fiu, Duhul Sfânt rămâne liber și Duh Sfânt, dar toți acționează după aceeași voință, una și unică dumnezeiască. Și atunci Fiul face ascultare din libertate, pentru că vrea El, și vine pe pământ și se înomenește, și omul îi grăiește. Și ce îi respectă omului? Libertatea și unicitatea. De ce? Ca el să poată să primească iubirea. Nu există, iubiți credincioși, iubire fără de libertate. De aceea trebuie să respectăm iubirea, libertatea celuilalt, dacă vorbim despre iubire. Dar unicitatea fiecăruia
este dată de bunul Dumnezeu, este păstrată de fiecare în parte și este amplificată această unicitate prin realizarea omului ca și caracter, ca și personalitate. Pentru că, iubiți credincioși, în felul cum omul își gestionează libertatea, el își formează propriul stil de viață. Formându-și propriul stil de viață, el își desăvârșește caracterul său și calitatea este cea care definește caracterul omului. Calitatea de om. De om duhovnicesc, de om care crește din putere în putere, gestionându-și cum trebuie libertatea. Această lucrare, iubiți credincioși, nu este altceva decât primirea împărăției lui Dumnezeu în inima omului. Ce înseamnă asta? Că primești împărăția în inima ta? Primești pe Duhul Sfânt. Pentru că atunci când Tatăl, când Mântuitorul Iisus Hristos ne arată nouă rugăciunea cea domnească, îl prezintă pe Tatăl nostru care ești în ceruri. Apoi amintește de Fiul, sfințească-se numele Tău. Apoi spune de a treia persoană a Sfintei Treimii, vie împărăția ta, unde? În inima mea. Ca eu să devin dintr-un individ egoist, păcătos, care mă învârt în rutină, mă învârt în cer, sunt într-o stare de depersonalizare și mi-am pierdut unicitatea în păcat, pentru că păcatul, iubiți credincioși, te așează în rând cu ceilalți, îți fură numele, îți fură identitatea. Păcatul te așează în serie, iar virtutea te ridică în unicitate, în relație cu Dumnezeu, cu tine și apoi cu aproapele. Degeaba vrei să fii liber dacă nu te eliberezi tu și vrei libertate de la ceilalți. Pentru că libertatea adevărată este lipsa păcatului și dobândirea virtuții, dar păcatul este robia cumplită. Și atunci când spune Domnul despre împărăția celor în pilde, vorbește potrivit cu măsura fiecăruia, poporul pe de o parte, cei 10 de 70 de ucenici pe de altă parte, iar cei 12 ucenici la un nivel mai profund. Dar și dintre cei 12, iubiți credincioși, erau 12 când le vorbea, pe Petru, pe Ioan și pe Iacov îi lua la schimbare la față de o parte și la învierea fiicei lui Iair, pentru că aveau măsuri diferite, iar pe Ioan l-a lăsat să-și pună capul în pieptul său, pentru că Ioan era fiul său cel iubit, era ucenicul său cel iubit, ucenic de taină. Oare de ce? Oare Dumnezeu nu iubea pe toți la fel, pe toți oamenii? Ba da, dintre toți oamenii poporul ales l-a iubit, pentru că a avut o lucrare prin el și din poporul ales au răspuns la iubirea sa. Dar oare nu i-a iubit pe toți din Israel? Ba da, dar poporul răspundea la iubirea lui într-un fel, ucenicii răspundeau într-un fel și Ioan, ucenicul cel iubit, avea inima deschisă cel mai mult și iubirea lui Dumnezeu se oglindea în inima lui. Ce vedem noi aici? Că pilda împărăției cerurilor, ca o sămânță care este pusă în pământ, a dat roade în funcție de pământ, nu de sămânță. Pentru că spune, așa este împărăția, ca un om care aruncă sămânța în pământ. Apoi fie că el doarme, fie că se scoală, noaptea și ziua sămânța răsare și crește, dar el nu știe cum, căci pământul de la sine rodește. Rodește pentru că este o lucrare tainică a Duhului în inima sa și omul doar trebuie să participe cu voința, în stare de libertate, de trezvie, ca acea sămânță să crească. Dar, iubiți credincioși, vedeți aici iarăși trei măsuri. Pentru că pământul rodește, dar întâi apare paiul verde, apoi curățarea de patini, apoi apare spicul, luminarea, și după aceea apare grâul de plin, care aduce roadă multă, și aceea este îndumnezeirea, roada cea multă, 100 a Duhului Sfânt. Vedeți, frățiile voastre, că toate sunt în măsuri întrăite. De ce? Pentru că Domnul Dumnezeu, iubiți credincioși, iubește desăvârșit, dar omul răspunde pe măsura participării cu voință. Dai voință, iei putere, îți faci propriul stil,
prin ținută și îți definești caracterul. Îți faci propriul stil prin cuvânt și îți definești personalitatea. De aceea trebuie să ne gândim la următorul lucru. Că Tatăl lucrează prin Fiul în Duhul. Știți ce înseamnă asta? Că Tatăl a trimis o scrisoare, un cuvânt, pe Fiul și cuvântul Său omenit. Iar această scrisoare, scrisă de mâna Lui cea dreaptă, de Fiul și cuvântul Său din veșnicie, care s-a omenit, transmite gândul din Tatăl prin cuvântul Fiul și, iubiți credincioși, cerneala cu care se scrie, este lucrarea Duhului Sfânt în inima omului, nu pe table de piatră ca în Vechiul Testament, ci se scrie cu cerneala Duhului Sfânt. Și această scrisoare, scrisă de mână, este o relație personală. Această scrisoare este o relație unică cu fiecare din libertate. Iată, eu stau la ușa ta și bat, deschidem și eu voi intra. Asta înseamnă, iubiți credincioși, lucrarea de deschidere a împărăției cerurilor către inima omului și răspunsul omului la această scrisoare, timpul de a răspunde la această scrisoare de iubire, este de fapt perioada de pocăință autentică a fiecărui om în parte. Aceasta este pocăința, este timpul de răspuns a omului la iubirea lui Dumnezeu. Deci Tatăl mintea transmite cuvântul, cuvântul este scris pentru că s-a omenit, s-a întrupat și acolo se spune în psalm, apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă cu mâna ta cea dreaptă. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă și cu sfatul tău mai povățuit, adică cu cerneala Duhului Sfânt, ai scris pe inima mea scrisoarea ta de iubire. Depinde doar de mine dacă vreau să mă las cuprins, dacă vreau să mă las deschis, dacă devine inima mea ca o hârtie dispusă să se scrie pe ea. Și am spus că este o relație personală, nu o relație seacă, pentru că Dumnezeul nostru nu este, iubiți credincioși, un principiu. Dumnezeul nostru nu este universul cu care vor unii și alții să se armonizeze. Dumnezeul nostru este Dumnezeu personal și are de-a face cu persoane, pentru că e Dumnezeul celor vii, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob, oameni care s-au îndumnezeit și au primit iubirea lui Dumnezeu, iar aceștia au rămas în unicitatea lor pentru veșnicie. Avram a rămas Avram pentru veșnicie, păstrându-și libertatea, dar ce a făcut bogatul nemilostiv? Și a pierdut numele, și a pierdut personalitatea, și a desființat caracterul, s-a, iubiți credincioși, dizolvat în nirvana, cum zic aceștia, care nu este altceva decât iadul, s-a dizolvat pierzându-și identitatea lui de nume. Prin ce? Prin păcat, prin patimă, prin neiubire și prin egoism. Vedeți, frățile voastre, cât de clare sunt acestea lăsate, aceste cuvinte lăsate de Domnul în Sfânta Scriptură. Noi trebuie doar să înțelegem că pildele acestea trebuie să ne atingă în fel și chip inima noastră, ca fiecare să devenim un pământ bun și în acest pământ să se așeze grăuntele de muștar care crește mare cât un copac, să se așeze bobul de grâu care dă roadă 30, 60, 100, în acest pământ bun să lăsăm să lucreze Duhul Sfânt, astfel încât să ne obținem starea de fii ai lui Dumnezeu după har în împărăția cerurilor. Amin.